Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al Mănăstirii Tăriceni din județul Călăraș. Ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură în care a explicat credincioșilor semnificația minunii schimbării la fața Domnului, înfăptuită pe muntele Tabor, înaintea Sintelor sale pătimiri. La finalul slujbei, preasfinția sa a oferit așezământului monahal mai multe daruri.